producție produsă este o problemă globală. Nu este un fenomen regional sau local. O cunosc foarte bine oamenii noștri din diaspora și putem să vedem știrile și din alte țări care tot se referă la aceste subiecte. Fiecare guvern încearcă să ajute societatea să treacă mai ușor prin această criză, cu programe țintite pe consumatorii cei mai afectați, pe familiile cu venituri mici și în măsura posibilităților pe care le are fiecare guvern. Sarcina pe care o văd eu în fața noastră e să fim alături de oameni și să folosim la maximum resursele noastre disponibile pentru a ajuta oamenii să treacă mai ușor prin această criză. Noi nu suntem singuri în fața crizei și avem vești bune din partea prietenilor noștri. Ne ajută Uniunea Europeană, care ne oferă 60 de milioane de euro în formă de grant, adică asistență nerambursabilă, pentru a gestiona criza energetică. Primim și alte sume care merg în buget și ne ajută să menținem acest nivel necesar de cheltuieli pentru a fi alături de oameni pe timp de criză. Săptămâna trecută am analizat împreună cu mai mulți miniștri diferite scenarii prin care putem fi alături de oameni. Azi am ajuns la o decizie finală și iată că am mers cu un prim element din acest program de compensare în ședința de guvern și am adoptat un proiect de lege și un proiect de hotărâre de guvern. Dacă este să vorbim despre acest program de compensații pentru perioada rece a anului, pentru a trece de această iarnă, vorbim despre trei elemente. În primul rând, extindem programul de ajutor pe perioada rece a anului, ceea ce ne va costa suplimentar 523 de milioane de lei. În al doilea rând, compensăm creșterea la tarif, la gazele naturale, ceea ce va costa suplimentar bugetul de stat, 770 de milioane de lei. În al treilea rând, compensăm creșterea de tarif la agentul termic, ceea ce va costa 340 de milioane de lei. Astfel, astăzi anunțăm acest pachet de compensare pentru 5 luni, adică pentru perioada noiembrie 2021-martie 2022, estimat la o valoare totală de 1,6 miliarde de lei. Este vorba despre cheltuieli care, de fapt, se adaugă la sumele deja acordate de acest guvern pentru susținerea oamenilor pe timp de criză. Și aici putem să vorbim și despre creșterea salariilor, și despre creșterea pensiilor, alocațiilor sociale, programele de suport pentru subvenționarea salariilor și menținerea locurilor de muncă. Să vorbim un pic ce înseamnă programul de suport pentru familiile din Moldova. Dacă vorbim despre familiile nevoiașe sau care au sub un anumit prag de venituri, înseamnă că sunt eligibile pentru ajutorul pe perioada rece anului. După cum am spus, facem modificări la cadrul legislativ și normativ pentru ca aproximativ 300.000 de familii sau gospodării să poată accesa acest ajutor. Este o creștere de 88.000 aproximativ sau estimată în comparație cu anul precedent. Plus la aceasta, mărimea compensației va crește de la 500 de lei lunar la 700 de lei lunar. Dacă este să vorbim despre compensarea creșterii tarifare la gaze naturale și căldură, de ea se vor bucura toți consumatorii casnici. E vorba de 746.000 de familii și această compensare va fi graduală în dependență de consum.
Vom compensa parțial creșterea tarifară pentru prima gigacalorie de agent termic consumată cu 2/3 din creșterea costurilor aproximativ. Maxim această compensare va ajunge la 450 de lei pe lună. Pentru consumul de gaze naturale, compensația vine în două trepte, după cum am vorbit și anterior. Pentru primii 50 de metri cubi, scuze, compensăm 4,3 lei din tarif. Pentru consumul de la 50 la 150 de metri cubi vom compensa 3,2 lei din tarif. Deci asta înseamnă că pentru consumatorul casnic primii 50 de metri cubi vor costa 6,8 lei, iar următoarea cantitate de 100 de metri cubi va costa 7,9 lei per metru cub. O să-l rog pe domnul ministru să ofere mai multe detalii despre numărul de familii care va fi susținut și ajutat de guvern și alte detalii despre eligibilitatea pentru aceste programe de compensare. Bună ziua! Vă voi oferi în cele ce urmează câteva detalii despre cele trei mecanisme pe care le-a menționat doamna prim-ministru. Într-adevăr, în urma lucrului interministerial am ajuns la o soluție cât se poate de comprehensivă care să cuprindă cât mai mulți beneficiari. În acest moment în Republica Moldova există un mecanism care se adresează familiilor vulnerabile și acesta este programul de ajutor social în care intră și ajutorul pentru perioada rece a anului. Ambele aceste mecanisme, ajutorul social și ajutorul pentru perioada rece a anului, sunt reglementate în baza aceleiași legi, legea 133 din 2008 cu privire la ajutorul social. Noi pe perioada acestei ierni, care se anunță a fi o iarnă dificilă din punct de vedere al prețurilor, din cauze care nu țin de Republica Moldova și care ne sunt importate, creșterea prețurilor, din acest motiv noi vom ținti strict compensațiile pentru ajutorul pentru perioada rece anului, acele plăți care se fac beneficiarilor de ajutor pentru perioada rece anului. Astfel, pentru a acoperi cât mai multe familii, noi trebuie să creștem multiplicatorul VLMG-ului. VLMG înseamnă venitul lunar minim garantat din acea lege, să creștem așadar multiplicatorul de la 2,2 până la 2,6. Ca să exemplific ce înseamnă acest lucru, dacă sunteți o familie din doi adulți cu un copil, atunci pragul de eligibilitate în urma creșterii multiplicatorului va crește cu 1172 de lei, de la 6.446 de lei la 7.619 lei. Deci o familie care are venituri mai mici de această sumă, 7.619 lei, se poate adresa asistenților sociali, completând o cerere pentru acordarea ajutorului social și dacă, conform criteriilor din sistemul informațional automatizat, această familie este eligibilă, pentru că mai există niște criterii suplimentare care țin de structura gospodăriei, de pământurile pe care le are familia, de alte mijloace, mijloace de transport și așa mai departe. Deci, dacă familia este eligibilă după calculele sistemului automatizat, atunci această familie va fi notificată că are dreptul la acest ajutor și va primi lunar un ajutor pe perioada rece a anului. De asemenea, așa cum a fost anunțat, noi creștem valoarea ajutorului de la 500 de lei la 700 de lei. Astăzi, în Republica Moldova, există în jur de 1200 de asistenți sociali la nivel de țară, ceea ce înseamnă că această extindere a eligibilității beneficiarilor va pune și o presiune asupra acestor asistenți sociali. Ei vor trebui să completeze un număr mărit de cereri. Noi îndemnăm cetățenii care se consideră vulnerabili, care se consideră eligibili, să completeze aceste cereri, să ia legătura cu asistenții sociali din localitate,
Dar anunțăm și asistenții sociali să ajute guvernul în implementarea acestor măsuri importante în această perioadă, ca să atenuăm impactul scumpirilor. Respectiv, conform calculelor noastre, un asistent social va trebui să proceseze în medie peste 70 de cereri în perioada următoare. Costul programului inițial planificat fără aceste extinderi pentru anul viitor era de 535 de milioane de lei. Pentru că noi am extins programul și vrem să avem mai mulți beneficiari și de asemenea am mărit această alocație, această plată, costul suplimentar pentru iarna care a început va fi de 523 de milioane de lei și costul total al programului pentru anul viitor, pentru că din aceste 523 de milioane de lei, 104 milioane sunt pentru acest an, deci costul total al programului pentru anul viitor este de 950 de milioane de lei. De asemenea, vă voi oferi câteva detalii referitoare la compensarea creșterii prețurilor la gazele naturale direct în factură pentru consumatorii casnici. Această măsură nu este o invenție a Republicii Moldova. Astfel de măsuri mai sunt implementate în țările europene și România și Spania implementează compensarea creșterilor puternice ale prețurilor direct în factură pentru ca beneficiarii să fie întreaga populație, atât familiile vulnerabile cât și pătura de mijloc. Este o măsură națională așadar, de care vor beneficia 746.000 de familii. Noi introducem, așa cum a anunțat doamna prim-ministru, praguri de compensare, astfel pentru primul prag, primii 50 de metri cubi, va fi compensată creșterea prețurilor în valoare de 2/3, adică 67% din creșterea prețurilor va fi compensată, iar pentru următorii 100 de metri cubi va fi compensată jumătate din creșterea prețurilor. În condițiile în care tariful pentru consumatori va crește de la 4,64 de lei cu TVA inclus la 11,08 lei cu TVA inclus, guvernul va acorda o compensație maximă de 537,65 lei cu TVA inclus per consumator casnic, dar iarăși în funcție de consum. În acest scenariu este un consumator care are cel puțin 150 de metri cubi de gaze consumate lunar. Costul total al măsurii pentru perioada noiembrie-martie este de 770 de milioane de lei și măsura va fi implementată de Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Și, în fine, ultima, a treia măsură din acest pachet este compensarea creșterii prețurilor la agentul termic în factură pentru consumatorii casnici. Este o măsură implementată în zonele cu încălzire centralizată, adică Chișinău și Bălți. În total vor fi 222.000 de consumatori casnici beneficiari ai acestei compensații, inclusiv 191.000 de consumatori casnici în Chișinău și suburbii și 31.000 de consumatori casnici în Bălți. La fel ca și în cazul precedent, este o măsură care se adresează populației generale și are un nivel de plafonare a compensațiilor acordate unui consumator casnic. Plafonul este 1 gigacalorie, dar vreau să știți că de această compensație vor beneficia mare majoritate a consumatorilor plenar, pentru că cei mai mulți dintre consumatori consumă sub 1 gigacalorie. Avem doar 30% din consumatorii casnici care consumă mai mult de 1 gigacalorie și chiar din aceștia doar 8% consumă mai mult de 1,4 gigacalorii. Deci măsura este țintită către către cei care se încălzesc prin rețelele centralizate. Da? Compensația maximă pentru un consumator casnic va fi de în jur de 450 de lei. Costul total al măsurii pentru lunile noiembrie-martie este de 340 de milioane de lei. Însumate cele trei măsuri, așa cum a fost anunțat, presupun un efort din partea bugetului de în jur de 1,6 miliarde de lei. Mulțumesc. Eduard Maciac, Agenția Sputnik. Doamna premier, vreau să vă întreb, ați anunțat acest pachet legat de încălzirea termică și compensarea la gaz. Ce se va întâmpla cu energia electrică?
Pentru că foarte mulți consumatori acum ar putea să treacă la energie electrică. Vor fi anunțate de guvern compensații pentru consumul de energie electrică sau nu? Noi avem un contract pentru furnizarea energiei electrice, care este valabil până în martie 2022 și nu ar trebui să crească tarifele pentru energie electrică. Dar ele ar putea crește? Deci vom, noi avem un contract până în martie care stabilește un anumit preț. Uh-huh. Atunci când va fi cazul, dacă vor exista inițiative de renegociere, atunci vom discuta. Ați anunțat aceste compensații. Gândește guvernul cumva și la compensații pentru agenții economici mici? Spre exemplu, nu cei mari, cei mari ei consumă mult gaz, întreprinderile care produc cărămidă sau sticlă, dar agenții economici mici, ei vor beneficia de compensații sau nu? Sau vor beneficia doar consumatorii casnici? Programul nostru de compensare este orientat spre consumatorii casnici. Vreau să vă reamintesc că am reușit să negociem un preț pentru gazele naturale de 2 ori mai mic decât prețul de piață și un preț care permite competitivitatea economiei în comparație cu țările din regiune și pe plan internațional. Și încă o întrebare, au fost primele 9 zile din luna noiembrie unde s-a aplicat tariful vechi și toți vorbesc despre retroactivitatea plăților la tarife noi. Cum este posibil ca, spre exemplu, un agent economic care a procurat o marfă să-i se anunțe ulterior că el va plăti alt preț după ce s-a scurs o perioadă de timp? Deci, tariful nou a intrat în vigoare de pe data din nouă. Andrei a anunțat, Moldova Gaz a venit la Andrei. Deci, vorbesc toți despre retroactivitatea acestei legi. Este ok așa? Agenții economici care sau întreprinderile de panificație din business și-au făcut un plan până în primele luni, după care au fost anunțați că vor plăti un alt tarif. În primul rând, vreau să spun că această măsură de retroactivitate a mai fost aplicată în trecut, în Moldova. În al doilea rând, vreau să spun că acum am aplicat această măsură în contextul situației de urgență, în contextul unei situații de criză și, în al treilea rând, despre aceste creșteri s-a vorbit foarte mult, inclusiv dumneavoastră ați vorbit, deci aceste creșteri erau așteptate. În plus, noi am analizat și structura cheltuielilor agenților economici. Și deci acest preț, după cum am spus, de 2 ori mai mic decât prețul de piață, afectează deci doar o anumită parte din cheltuieli și, după cum am spus, am luat în considerație și gradul de competitivitate în comparație cu țările din regiune și din lume. În document există noțiunea de familii nevoiașe, da? Vulnerabile, care vor beneficia de aceste compensații. Nu încercați să dați o definiție la noțiunea aceasta pentru că ar putea apărea o inechitate ulterior dacă se vor oferi aceste compensații. Și vreau să vă întreb dacă există anumite riscuri în acest pachet care l-ați propus, ar putea apărea anumite nemulțumiri. De ce ar putea fi legate aceste nemulțumiri? Spre exemplu, ați spus că sunt 746.000 de familii. Da? Cam așa avem noi în jur de cifra aceasta, sunt consumatorii casnici, da? În total. Dar care sunt, eu știu, riscurile? Ar putea apărea anumite riscuri sau totul este ok? Riscuri întotdeauna, dacă v-ați uitat la mine și cred că întrebarea mea a fost adresată mie, riscuri întotdeauna pot apărea, bineînțeles, oamenii pot fi nemulțumiți că vor atinge un anumit plafon sau au consum exagerat sau pot fi situații în care consumatorii de gaze naturale casnice au o activitate economică care consumă gaze care este nedeclarată,
de exemplu, și consumă pentru încălzirea serelor, de exemplu, ei nu vor beneficia de compensația pentru consumul pentru sere, ci doar de compensația pentru consumul casnic. Astfel de situații, scenarii, cred că puteți și dumneavoastră elabora, pot exista mai multe, dar vreau să precizez, apropo de definiția unei familii vulnerabile, este un termen pe care noi îl utilizăm pentru comunicare, dar legea la care am făcut referință, legea 133 din 2008 cu privire la ajutorul social, ea definește foarte clar care sunt beneficiarii acestui program, ajutor social și ajutor pentru perioada rece a anului. Sunt trei criterii care trebuie cumulativ îndeplinite. În primul rând, eligibilitatea membrilor adulți ai familiei, care trebuie să fie în unul dintre statutele sociale prevăzute de acea lege, de exemplu, să fie angajați sau să fie șomeri declarați sau să fie persoane cu dizabilități și așa mai departe. Al doilea criteriu este să aibă venituri mai mici decât venitul lunar mediu minim garantat pe familie, calculat în baza prevederilor acestei legi. V-am dat un exemplu pentru o familie din doi adulți și un copil, care trebuie să aibă, conform noului multiplicator, un venit lunar mai mic de 7.619 lei. Și, în fine, al treilea criteriu, trebuie să aibă un proxy, da? Care este mai mic decât un nivel stabilit de asemenea, prin regulamentul hotărârii de guvern. Respectiv, este un sistem destul de complex. Asistenții sociali cunosc foarte bine acest sistem. Ei completează și, de fapt, familiile beneficiare completează cererile, iar asistenții sociali le introduc în sistem. După care se face vizită la domiciliu pentru a se vedea dacă datele corespund într-adevăr. Da. Mihaela Tabarcea, ProTV. Vă rog să ne spuneți, această compensație de 50 pentru 50 de metri cubi și 100-150 de metri cubi de 6,8 și 7,9 este cu TVA sau fără? Cu TVA. Am înțeles. Și o precizare, ca să fie clar pentru cetățeni. În cazul unui apartament de 60 de metri pătrați care consumă, de exemplu, 300 metri cubi, primii 50 de metri cubi se compensează, următorii 150 de asemenea și cei 100 deja se achită cu 11 lei și 0,8. Ca să fie clar pentru da. Cetățeni. Deși, putem să deși cifrele trebuie clarificate, ele vor fi publicate și toată lumea va vedea exact care sunt tarifele. Ca să fie mai simplu, primii 50 de metri cubi consumați de un punct de consum casnic vor fi achitați la prețul de 6,77 de lei cu TVA inclus. Următorii 100 de metri cubi, până la un total de 150, uh-huh. Da? Vor fi achitați cu 7,86 de lei, iar consumul suplimentar va fi achitat cu prețul tariful integral, care este tariful pe care ar fi trebuit să-l plătească toți consumatorii dacă guvernul nu s-ar fi preocupat de susținerea populației în această perioadă. Și aici trebuie să menționăm că marea majoritate a consumatorilor casnici consumă sub 50 de metri cubi. Vă spun chiar exact. Deci 75% din toți consumatorii casnici de gaze naturale consumă sub 150 de metri cubi. Deci 75% din toți consumatorii casnici vor beneficia de compensația maximă disponibilă. Există, bineînțeles, consumatori care au case foarte mari, care se utilizează, așa cum am spus, de exemplu, gazul în alte scopuri decât scopuri domestice și acei consumatori vor beneficia și ei, dar mai foarte puțin, dar pentru primii, nu foarte puțin, vor beneficia și ei integral de primii 150 de metri cubi. Mai puțin din proporție de consum. Mai puțin din proporție de consum, dacă consumă foarte mult, da, într-adevăr. Mulțumesc. Și să ne spuneți despre compensația pentru agentul termic. Maximum 450 de lei pe lună. În jur de 450 de lei, da. Pentru că tarifele încă, din câte am înțeles, dacă nu sunt. Dacă puteți să ne spuneți mai clar cum va fi această compensație. Păi, uitați-vă, tariful actual la încălzire în Chișinău este 1121 de lei pentru o gigacalorie. În cazul în care prețul va crește conform estimărilor noastre, noi vom compensa două treimi din creștere și această compensație va fi echivalentă cu 450 de lei, în jur de 450 de lei. Da. Adică maxim pentru o gigacalorie va fi da. Aproximativ... Și aici, de asemenea, la eligibilitate, vreau să vă spun că consumul mediu lunar pentru un consumator casnic
este la Bălți de 0,66 de gigacalorii, iar la Chișinău 0,81 de gigacalorii. Deci noi dăm compensație pentru un consum lunar mai mare decât media, ca să acoperim cât mai mulți beneficiari. Dar iarăși, noi nu putem să, nici o țară nu face asta, nu putem să introducem compensații fără plafoane. Important este că această plafonare să fie una rațională și de compensații să beneficieze cât mai multe familii. Toate aceste compensații vor intra în vigoare de la 1 noiembrie. Se vor vedea în facturile pentru luna noiembrie. De noiembrie. Și am vrut totuși să întreb dacă vor fi compensate fabricile care utilizează gaz, de exemplu, fabrici de pâine, fabrici de sticlă. Se gândește guvernul la compensarea întreprinderilor? Încă o dată răspund la această întrebare. Am răspuns deja, luând în considerație că am negociat un preț bun, care este de două ori mai mic decât prețul de piață și care este mai mic și decât prețul la gazele naturale în regiune, acest program de compensații se va limita la consumatorii casnici. Eu vreau de asemenea să precizez că toate cele trei mecanisme sunt implementate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și au drept rol protecția socială a cetățenilor. Să ne spuneți, vă rog, la ce tarif cumpără gaz Transnistria și cine plătește pentru acesta? Deci acest contract prevede același tarif aplicabil pentru întreaga țară. Evident că avem problema că nu se încasează de la regiunea transnistreană plata pentru gazele naturale și aceasta duce la creșterea datoriilor pentru partea stânga a Nistrului, care acum se estimează la 7,5 miliarde de dolari. Bună ziua, doamna Ivanov, Publica TV. Doamna Gavrilița, vrem să vă întrebăm despre prețul de achiziție pe care l-a plătit țara noastră de 790 de dolari mii metri cubi în luna octombrie. Anterior, guvernul spunea că oamenii nu vor simți această diferență de preț în factură. Totuși, astăzi, domnul Cevan de la Moldova Gaz zicea că, de fapt, acea sumă pe care am plătit-o atunci a fost inclusă în noul tarif. Cum se face că, într-un final, tot consumatorii achită acel preț? Ați făcut o afirmație eronată. Anterior, guvernul spunea că tarifele nu au crescut la acel moment și că creșterea tarifelor va depinde de și va fi efectuată și va depinde de contractul pe termen lung. Așa și s-a întâmplat. Deci, până la acel moment, tarifele au rămas neschimbate. Odată ce am semnat contract pe termen lung, tariful s-a modificat. De fapt, domnul spune un declarant anterior că Moldova Gaz este întreprinderea care își va asuma acest preț. Deasupra. Nu este. Ați interpretat greșit aceste declarații. Și mai am o întrebare la subiectul gazului. Vrem să știm dacă oamenii care nu dețin funcții în PAS pot ocupa funcții în diferite structuri ale statului care nu au tangențe cu politica. Și vă întreb asta în contextul în care a fost scandalul cu numirea doamnei Valentina Buliga într-o subdiviziune de la CNAMUF. Cumva Ministerul Sănătății spunea că nu a fost consultată această numire și s-a refuzat semnarea numirii dumneei. Vă rog foarte mult să informăm corect populația. Guvernul implementează legislația și face numiri în funcție de competența și calificarea persoanei, în afară de funcțiile eminamente politice, care sunt de demnitate publică conform legii. Problema doamnei Buliga, dincolo de întrebările pe care le-ar putea avea organele de drept, țin de faptul că această numire trebuia să fie prin concurs, nu a fost prin concurs și ați văzut și în baza acestei reacții a societății că se pune la îndoială și calificarea dumneai pentru această funcție. Dar cele 60 de milioane de euro au venit deja de la Uniunea Europeană?
Acest ajutor de 60 de milioane de euro în formă de grant sau venituri nerambursabile vor veni la sfârșitul anului sau la începutul anului viitor. Depunem toate eforturile împreună cu partenerii din Comisia Europeană ca acest ajutor să fie accesat și disbursat în bugetul pentru anul 2021, adică până la sfârșitul anului. Și lucrăm și la un plan de acțiuni pentru aceste compensații, deci pentru a finanța compensațiile, dar și pentru a asigura securitatea energetică a țării. Vă mulțumim! Mulțumim! Thank you.